Noua destinație de distracție oferă toate ingredientele necesare pentru a petrece momente de neuitat alături de prieteni sau familie. O calitate superioară a gheții, patine noi care conferă siguranță în timpul patinajului, muzică bună și băuturi calde. Patinoarul va deveni cu certitudine principalul punct de atracție pentru suceveni, deoarece organizatorii au avut grijă ca pe timpul serii patinajul să se realizeze într-un decor de poveste, grație luminițelor de Crăciun care acoperă ringul. Cum e gheața? Bună! Îmi place patinoarul. Acesta ne place să faci, jucăm hockey și de asta vine la antrenamente și e bine și pentru condiția noastră fizică. Am instalat acest patinoar, este nou, adus din Italia. Patini, avem 300 de perechi de patini de închiriat, mașină de ascuțit patini, patinile sunt noi. Timpul ne-a ajutat să formăm gheață, o gheață bună care se poate patina foarte frumos. Patinoarul din parcarea Shopping City Suceava se adresează tinerilor, familiilor și copiilor pasionați de patinaj, precum și profesioniștilor sau celor care își doresc să învețe acest sport. De altfel, persoanele care nu vin cu patinele de acasă au șansa de a închiria peste 300 de perechi de patine de la standul special amenajat lângă patinoar. Patinoarul funcționează zilnic între orele 10 și 13, 14 și 15, 30, 16 și 17, 30, 18 și 19, 30 și de la 20 la 22. Cei care își doresc să petreacă mai mult timp la patinoar, își pot face abonament de minimum 10 intrări și beneficiază astfel de 50% reducere, atât la taxa de intrare, cât și la cea de închiriere a patinelor. Fiind o gheață de calitate, nu știu, nu pot să-mi dau seama, ori este mai performantă decât a noastră de la patinoarul artificial de la universității, de pe strada universității. Copiii sunt încântați, o să vedeți că mulți copii vor veni pe acest patinoar. Orele petrecute la patinoarul din Shopping City Suceava îți vor face iarna mai distractivă.